Știți foarte bine, sunt imagini revoltătoare. La Academia de Poliție din Capitală se mănâncă supă cu viermi și carne stricată. Sunt imagini publicate de Sindicatul de Poliție Europol. Ministrul de Interne l-a demis pe rectorul Academiei de Poliție cu o zi înainte ca acest incident să apară în presă. Sunt trei zile consecutiv în care studenții de la Academia de Poliție au făcut toxinfecție alimentară și au fost duși la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Imaginele sunt absolut, absolut șocante. Haideți să vedem cum arată mâncarea față de aceste imagini. Deci ați văzut supa cu viermi, carne alterată. Cum arată o oală cu mâncare la Academia de Poliție? Yo. A avut toxinfecție alimentară. A primit și o rețetă. Copilul mi-a zis că nu-i mai ține, îi trimite doctorul. Chiar a avut un dialog cu mine telefonic ulterior și mi-a zis că îi gunește, nu-i mai lasă sub nicio formă. L-am întrebat dacă vă duce la pat, unde sunteți voi, o cană cu ceai de pe undeva să beți, că aveți nevoie de hidratare, de... Nu ne aduce nimeni nimic. E cam dezastru. Noi, părinții, suntem ținuți la porți. Copiii noștri nu sunt câini. Copiii noștri sunt ființe. Este o anchetă făcută de DSP, de Ministerul de Interne, s-a trimis corpul de control. Cantina n-a fost închisă. Foarte interesant acest lucru. Domnule Surugiu, păi ce să facă acolo corpul de control, în primul rând? Din moment ce tu, practic, nu mai asiguri o alimentație decentă până la urmă, din care nu te poți, sau există riscul în momentul de față să te îmbolnăvești cu ceea ce mănânci acolo. N-ar trebui să fie închisă această cantină? N-ar trebui totuși cei care se ocupă de departamentul administrativ, care practic au în subordine acest departament cu alimentația studenților, să fie, nu știu, dat afară? Merge cu o comisie și cu un corp de control? Doamna Porumbel, dacă era cantina dumneavoastră, era închisă în secunda 2. Dar fiindcă este Academia de Poliție, se mai poate, da? Una la mână. Doi la mână, ăsta e respectul care îl arată statul față de viitorii săi ofițeri.